Petrolul joacă 2 meciuri de campionat în 5 zile. Antrenorul Cosmin Contra anticipa o săptămână grea pentru jucătorii săi, din cauza adversarilor, dar și a deplasării la Severin. A fost partida cu Dinamo, este meciul cu Craiova, iar luni, la ora 21:30, înfruntarea de pe teren propriu cu CFR Cluj. Liga profesionistă de fotbal a mai venit cu o programare care nu pică bine formației ploieștene. La doar câteva zile, vineri, 4 octombrie, de la ora 21:30, Geraldo și coechipierii vor juca în deplasare la Gazmetan Mediaș, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a Ligii 1. Liga lui Mitic a anunțat și următoarele 2 etape de campionat, care se vor desfășura după o pauză de 2 săptămâni, deoarece Naționala României va disputa dubla cu Andorra și Estonia, contând pentru preliminariile campionatului mondial. După ce vom ști dacă Naționala se califică la baraj, Petrolul revine la meciurile din Liga 1. Sâmbătă 18 octombrie, ora 21:30, formația petrolistă va întâlni pe teren propriu Săgeata lui Selimeș. Apoi va urma o deplasare în Moldova la revelația noului sezon, acolo unde Petrolul va evolua sâmbătă, 26 octombrie, de la ora 16, împotriva lui FC Botoșani.